seria tragediilor continuă pe litoral. Trupul unui copil de 11 ani a fost găsit luni prins între stavilopozi pe o plajă din Constanța. Băiatul fusese dat dispărut duminică, dar a fost descoperit luni la 24 de ore de când a fost văzut ultima oară în viață. El a ajuns duminică dimineață pe plajă împreună cu mama, cei trei frați și bunicii. În timp ce se scălda în apele mării cu doi dintre frații săi mai mici, le-a spus acestora că vrea să înoate până la geamandură. Acela a fost ultimul moment în care a mai fost văzut în viață. Familia l-a căutat fără succes timp de jumătate de oră, apoi a anunțat salvamarii. A fost anunțat de către părinții copilului, cum că și-au pierdut copilul. Atunci unul dintre colegii noștri a fost să afle mai multe detalii, spunându-ne că copilul a intrat cu încă doi copii în apă. Doi dintre ei au ieșit la mal, iar apoi când au intrat înapoi, copilul a dispărut. Am fost anunțați de unul dintre colegii de la postul de nostru de aici, cum că un domn, înotând pe marginea digului, a observat un copil în apă. Atunci noi am ajuns, am sunat la 112 și am așteptat până au intervenit pompierii. S-a intervenit atât de pe mare cu scafandrii, cât și de pe uscat cu 5 subofițeri pompieri. Au degajat persoana, au constatat faptul că e vorba despre un minor de aproximativ 11 ani. Din păcate, cadrele medicale fiind nevoite să declare decesul. Trupul băiatului a fost văzut luni dimineață prins între stavilopozi în zona plajei Modern. Un bărbat de 51 de ani din București a murit înnecat la 2 mai, duminică, într-o zonă unde nu funcționează serviciul de salvamari. De asemenea, totul putea să se termine tragic și pentru o familie venită pe litoral în Mamaia. Un copil de 5 ani, luat de mare, a fost salvat de doi soți de la smurd aflați întâmplător pe plajă. Cei doi au reușit să readucă la viață copilul care nu mai respira. 10 persoane au murit înnecate în valurile mării în acest sezon estival.